Pe final de stagiune, ieșenii au cumpărat toate locurile de la cele două spectacole programate pe 14 și 18 iunie. Vorbim despre Carmen de Georges Bizet și Lacul Lebedelor de Petr Ilich Tchaikovsky, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu. Directorul Operei Raționale Române din Iași, Cosmin Marcovici, va urca pe scena Teatrului Național în spectacolul Carmen. Îmi face o deosebită plăcere să revin pe scenă, chiar acum sunt chemat la scenă. Îmi face o deosebită plăcere să revin pe scenă, este un rol foarte drag mie, sincer să fiu, ar fi fost conflict de interese, nu pot să mă plătesc, fac chestia asta benevol, mai facem puțin economie, dar când este vorba de Carmen, tot timpul voi reveni cu drag pe scena operei.